Domnule președinte, câteva gânduri despre partidul dumneavoastră, pare relativ nou. Povestiți-ne cum ați reușit să îl înscrieți. Este un partid politic nou, dar este puternic, constituit din temelii din oameni profesioniști. Partidul politic Pace, Partidul Acasă Construim Europa, nu are oameni care au fost vreodată în Parlament sau în Guvern, dar în sinea sa este constituit din oameni profesioniști și nume notorii din diferite domenii profesionale. Avem medici foarte cunoscuți, avem profesori, lectori universitari, artiști ai poporului, sportivi de înaltă performanță și mulți, mulți, mulți profesioniști, oameni de afaceri din diferite domenii. Vârsta medie a echipei noastre este 30-40 de ani, deci suntem acei oameni în plină forță, cu unele reușite și realizări în spate, cu familii, mare majoritate din noi, și cu dorință puternică de a ne implica în politică și de a schimba lucrurile, construind Europa la noi acasă. Noi suntem unica formațiune politică din istoria țării care am reușit timp de 2 luni de zile să depunem cererea de înregistrare a grupului de inițiativă privind crearea unui partid politic. Tot în cele 2 luni de zile am reușit în 30 de raioane ale țării să colectăm semnături de la cetățenii noștri pentru înregistrarea partidului, să perfectăm în conformitate cu cadrul legal actele necesare pentru înregistrare și să ne înregistrăm ca partid politic. Deci este un record absolut pe care l-a stabilit un partid politic în istoria țării. Celelalte până acum au reușit în 6, 7 și mai multe luni. Asta vorbește despre faptul că noi suntem pregătiți, suntem profesioniști, suntem un partid bine organizat, cu o disciplină și o responsabilitate înaltă, dar nu în ultimul rând vorbește și despre deschiderea oamenilor din acele 30 de raioane de unde am colectat semnături, dar și 11 țări din diasporă, către o forță politică nouă care vine să schimbe lucrurile în Republica Moldova.